Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice și precipitațiilor în perioada 28 decembrie 2015 - 10 ianuarie 2016. Potrivit meteorologilor, în Moldova, în prima zi a intervalului de prognoză, vremea va fi deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii decembrie, cu valori medii ale maximelor diurne de până la 11 grade și ale minimelor nocturne de 2-3 grade. Din 29 decembrie, regimul termic va marca o scădere accentuată, astfel încât se va ajunge la temperaturi maxime de minus 6-minus 5 grade și minime de minus 12-10 grade medie. După data de 4 ianuarie, este posibilă o încălzire treptată a vremii spre valori în jurul mediilor multianuale, respectiv maxime medie de minus 20 grade și minime în jurul a minus 6 grade Celsius. Precipitații slabe, cantitativ sub formă de nisoare, se vor semnala noaptea de luni spre marți 28 spre 29 decembrie și în cursul zilei de marți 29 decembrie. Probabilitatea pentru precipitații, predominant nisori, va fi în creștere după data de 4 ianuarie.